Pentru saramură am folosit jumătate de pui, am crestat puțin carnea, apoi am pus-o într-un bol unde am adăugat sare, piper. Eu am folosit această tigaie tip grill, am lăsat carnea pe ea până a fost gata. Pe grătar am mai pus 2 ardei, îi vom coace. Vom avea nevoie și de 3-4 roșii coapte, le vom tăia cu bulețe. După cum vedeți, între timp ardeii noștri sunt aproape gata. Eu am pus și niște ceapă verde, bineînțeles este opțională, cine vrea nu pune. Vom curăța ardeii. După ce i-am curățat foarte bine, i-am tăiat cu bulețe mici. Apoi, într-o oală, am pus apă. Am pus cam 1 litru 200 de apă. Am dat pe răzătoare 3 căței de usturoi. Apoi am adăugat acolo roșiile, ceapa verde, ardeiul. Am pus și niște cimbru verde, sare după gust și am lăsat totul să fiarbă cam 10 minute. După 10 minute am adăugat carnea, am mai fiert totul încă 10 minute, spre final am adăugat pătrunjel. Și acesta este rezultatul final.